În multe dintre cartierele de case, circulația mașinilor a fost posibilă pentru că stratul de zăpadă nu a atins un nivel considerabil, dar pe străzile din astfel de zone se circulă destul de greu. Aceasta pentru că de două zile pe aici nu a ajuns nici măcar o dată un utilaj de dezăpezire. Asta chiar în condițiile în care cartierele despre care vorbim sunt locuite de foarte mulți giurgiuveni, numai că aceștia nu s-au bucurat de atenția municipalității. Deși suntem la doi pași de strada principală a orașului, respectiv șoseaua București, în această zonă, cartierul Mereni, nu s-a acționat deloc pentru dezăpezire. Pe aici, după cum se poate vedea, nu a intrat niciun utilaj și faptul că se poate încă circula cu mașinile a fost pentru că zăpada căzută nu s-a depus prea mult, nu este foarte mare. Este vorba despre un cartier în care locuiesc foarte mulți giurgiuveni și, așa cum spuneam, este un cartier central. De ce nu s-a intrat aici cu utilaje, încă nu se poate ști. Probabil că au fost preocupate doar pe cele două, trei străzi principale pe unde s-a acționat în această perioadă. Cartierul Meren nu este singurul aflat în această situație. La fel se petrec lucrurile și în capătul opus al orașului, aproape de șoseaua Sloboziei și de bulevardul I.C. Brătianu. Și nu este vorba de ulițe înguste pe care nu se poate intra cu utilaje, ci de străzi destul de largi și multe la număr. Acea situație și pe străzile adiacente bulevardului I.C. Brătianu, străzi la fel de circulate ca și cele din cartierul Mereni și străzi pe care locuiesc la fel foarte mulți giurgiuveni. Nici aici nu s-a intrat pentru dezăpezire cu utilajele și, cum spuneam și ceva mai devreme, numai faptul că zăpada nu este foarte mare a permis ca oamenii de aici să poată intra și să circule cu mașinile. După cum arată prognoza pentru noaptea ce urmează, lucrurile s-ar putea înrăutăți. Și nu pentru că va mai ninge, ci pentru că sunt așteptate ploi care vor duce la polei și la înghețarea zăpezii care nu a fost degajată.